Pe hol se auziră vociferări. Ușa staționarului se deschise și un polițist intră. Atenție! N-1401! Trezit brusc din somn, George tresări. Afară era noapte. Își aminti că se afla în staționar, că pe Ana și Ina le-au luat. Nerăbdător, individul mai strigă odată numărul 1401, căutând cu privirea pe cel vizat. E numărul meu. George se ridică și porni buimac spre ușă. Oare ce-or vrea? Fără vorbă, individul îi făcu semn să-l urmeze. La capătul culoarului se zărea lumina puternică năvălind printr-o ușă deschisă. Sunt oare primul sau sunt singurul? Gândi George. Când ajunseră în dreptul ușii biroului, individul îi făcu loc să intre, după care închise ușa pe din afară. După o clipă de orbire, George desluși chipul unui bărbat în picioare, sprijinind fereastra. Deodată, inima îi se strânse. Era Avi. Pentru câteva clipe, cei doi se priviră în tăcere, apoi Avi îi făcu semn să se așeze. Știu tot, spuse el pe un ton liniștit, dar glacial. Te-am urmărit de când ai plecat din București. De acum, cursa a luat sfârșit. George privea fără să clipească chipul împietrit al fostului său angajat și prieten. Cât de mult se schimbase! Arăta în mod ostentativ că era stăpân pe cursul evenimentelor. S-a isprăvit, George. Mâine vei fi scos la tribunal. Sentința, o bănuiești, nu-i așa? Totul va fi un simulacru. Teroriștii, de orice soi, au soarta hotărâtă mai dinainte. Avi făcu o pauză. Se deslipi încet de geam și se puse în fața lui George, sprijinindu-se cu mâinile de birou. Îl privea enigmatic și grav. Nu trebuia să vin, dar am venit totuși. Avi lăsă capul jos, urmărind jocul pantofului său cu un muc de țigară. N-am uitat de necazul pe care mi l-ai făcut, știi tu, cu legitimația. M-ai lăsat cu ochii în soare. Ei bine, totuși, am venit. Am venit dintr-un motiv sentimental. Mă înțelegi? Sentimental. Da, am venit să-ți întind o mână. Pentru că din partea lui George nu venea nicio reacție, Avi se aplecă spre el și schimbă tonul. Măi, George, ești nebun? Te știam rațional, pragmatic. În ce te baci? Mai ai în față câțiva ani buni. Ani buni, omule! Vrei să mori? N-ai auzit că s-a dat decretul de moarte pentru teroriști? Azi mâine intră în vigoare. Păi, ăștia te omoară fără să clipească. A? De ce taci? Avi, ai putea să mă înțelegi. E Dumnezeul lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacov. În joc e legământul său. Avi se îndreptă din spinare. Au fost, nu mai sunt. Cuvintele lui ieșeau șoptite din străfundul sufletului. Unde a fost Dumnezeu când eram în Guantanamo? Tonul îi trăda drama din suflet. Unde a fost el când mă torturau? Unde? George ridică ochii. Era tot acolo unde se afla atunci când fetița aceea evreică, de care mi-ai povestit, prinsă pe rugul lui Torquemada, ți-amintești? Când fetița murmura, Adonai, Adonai. Și acum e tot acolo, Avi,
unde era atunci când fiul său murea pe cruce. Avi îl întrerupse nervos. Nu mă impresionezi. De fapt, nu viața mea e în joc. George, ești la un pas de moarte. Vino-ți în fire. Coboară cu picioarele pe pământ, omule. Fii realist. Realist, zici? Spuse George. Crezi că realitatea se încheie după câțiva ani buni? Realitatea pe care mi-a descoperit-o Dumnezeu transcende moartea până în viața veșnică. Eu am decis, Abby. Doar câțiva ani buni sunt prea puțini. Nu mi-ajung. Iritat, Abby își părăsi locul. Merse la geam. Privind în curtea luminată de un reflector, zise încetişor: Băi, George, habar n-ai. Ana, femeie pragmatică, e mai deșteaptă ca tine. Inima lui George îi încremeni în piept. Ce vrei să spui? Avi tăcea. Crea suspansul pentru o lovitură de grație. După secunde lungi, cu o mișcare iute, se întoarse spre George și rămase nemișcat. Apoi adăugă cu satisfacție: Ana a înțeles. Femeile ne dau lecții, bă, George. Ana ta a semnat retractarea. O am în mașină, în geantă. Mâine îi dau fata înapoi. E liberă să plece și să trăiască în pace. Și tu, ca prostul. George nu-și revenea din șoc. Ana? Nu, nu se poate. Ea nu. He, ești naiv, monșer. Ce nu face o mamă pentru copilul ei? Tu nu înțelegi maternitatea. Ea merge până la sacrificiul suprem. Femeia a știut să pună fata înaintea propriilor ei convingeri. Și tu? Taci? Mintea lui George rămase blocată în stupoare. Avi se apropie victorios de el și îi puse mâna pe umăr. Măi, George, mai ai câteva ore la dispoziție. Uite aici, ai cartea mea de vizită. Mă sun când vrei. Am să las vorba la gardianul de la intrare. Clar? Te aștept. Pa! În cadrul ușii deschise se ivi gardianul. Mașinal, George se ridică și îl urmă pe culoar până în hala semi-întunecată. Se strecură printre saltelele înșirate către locul lui și se prăbuși pe genunchi cu fruntea lipită de saltea. Își acoperi capul cu amândouă mâinile ca unul care voia să moară. Se auzea doar respirația lui agitată. Mintea lui se învârtea într-un vârtej amețitor. Credință, Ana, Dumnezeu, sabat, tata, înviere, Avi, libertate. Stupefacția continua să-l învăluie și să-l apese. Doamne, Doamne Dumnezeule, Doamne! Ce vrei de la mine? Vrei dragostea mea ca să mă lipsești de dragoste? Acum, când mi-ai dat-o pe Ana, îmi cer să calc peste ea. Ești tu milos? Unde-i mila ta, Doamne? Tot cerul părea că se prăbușește peste el. Transpirația rece îi curgea de pe grumaz, pe lângă urechi, și inunda obrajii, ochii,
trupul lui se legăna în zbaterea sufletului. Ajuns la limita îndurării, izbucni într-un plâns cutremurat. Plânse mult, în valuri. Deodată, simți o mână pe spinare. Tresări și întoarse capul să privească. Lângă el, pe genunchi, stătea bătrânul Popov. Fața era necată în lacrimi. Văzuse tot și bănuia agonia lui George, agonia acestui copil în credință. Încet se plecă spre grumazul lui, îl cuprinse cu ambele mâini și șopti o rugă. Îndură-te, tată, de copilul tău, George, adu-i pace în suflet și încrederea în căile tale bune. Ai milă de el, tată. După un minut de tăcere, bătrânul se retrase discret pe salteaua lui, cu privirea fixându-l pe George. Acesta, mai liniștit, se întinse pe saltea cu capul în pernă. Ana, sufletul meu a cedat. Să merg eu după ea? După cine? Idealul de erou s-a dus. A rămas doar femeia. Și cu Dumnezeu? Prin minte îi treceau momentele prețioase ale revelațiilor sale. Oh, nu! Dumnezeu există și e viu. Categoric, nu-l las. S-o las pe Ana? Nu! Îi vreau pe amândoi. Orele treceau și talerele cântarului se înclinau când într-o parte, când în cealaltă. Dilema era chinuitoare. Veșnicia sau doar câțiva ani buni? Integritatea sau compromisul? Oh, ea a făcut-o pentru un biet copil neajutorat, o înțeleg. Dar eu, pentru o femeie, de fapt, pentru mine, cum m-ar mai privi Ana? Eu, bărbatul integru, fără compromis. Dacă ar fi aici, ce mi-ar zice? Cred că mi-ar zice, George, eu am fost slabă, dar tu? Cu siguranță că Dumnezeu m-ar ierta, la fel cum l-a iertat pe Petru. Dar merită Dumnezeu asta? Când se lumină de ziua, George se ridică înșezut. În hală era încă liniște. Lung se uită la cartea de vizită din mână. Într-o doară, întoarse capul spre salteaua de alături. Popov stătea culcat într-o rână, cu ochii larg deschiși, pironiți asupra lui. Când privirile li se întâlniră, bătrânul îi zâmbi și murmură, m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Omului Dumnezeu încă se ruga pentru el. Nu știa că hotărârea fusese deja luată. Cu mișcări line, George prinse cartea de vizită între degete și o rupse încet. Privi la cele două jumătăți, apoi mai rupse o dată și încă o dată. Pe saltea se adunară risipite bucățele albe de carton.